facem noi și nu numai Iașiul, mulțumesc iată și bine. Județele din Moldova. Mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim pentru tot ceea ce a propus în România și Moldova este totdeauna prezentă în activități. Sigur că dacă acest moment nu putem spune că s-a încheiat, pe tot parcursul evenimentului vom continua discuțiile și spuneam în salutul județelor din Moldova și susținerea de asemenea a membrilor Colegiului Iași și a medicinii școlare și universitare aici prezentă prin coordonator pe care îi invit acum la cuvânt, cu siguranță vă duce la îndeplinire aceste direcții foarte importante și care ne sună îndeplină să le putem rezolva. Deci, momentul când doamna coordonatorului Liuc, Tamara, din partea medicinii școlare și universitare, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre Uriașa organizare din mondul medicinii. Aș vrea să încep prin a mulțumi organizatorilor, Colegiului Medicilor Somatologi.
primăriei Chiar și domnului primar Conrad Chica, Direcție de Asistență Socială, domnului director de sănătate, Asociației Medicilor Școlari și Universitare, reprezentat aici în doamna Tamara Potoc, Tamara Oliveu, doamna a doua la Comitetul Școlar de Educare, Comitetului Științific, care a făcut posibil de treabă ca echipă pentru organizarea acestui congres. Medicina Cabinetului Medicale Școlare Stomatologice sunt număr de 21 pentru școlari și 3 cabinete medicale universitare. Au număr de 27 cabinete medicale, 27 medici școlari, 11 și sunt suport în suport de la primii Iași, gestionate de Direcția de Asistență Socială. Și prin activitățile desfășurate în cabinetele școlare, se urmărește creșterea gradului de conștientizare al copiilor de la vârstă preșcolară, pentru că avem arondat în urmă cabinetele medicale școli, grădinițe, deci prime o populație școlară de la 3-4 ani până la clasa 12, până la 18 ani. Prin acțiunile de educație sanitară, desfășurarea programelor, proiectelor care au fost derulate până acum, se procurează și în prezent, sub coordonarea aprecesc
încât am ecuizat și acest segment totodată aici cu deschiderea. Sigur că nu se poate realiza un eveniment fără susținerea companiilor și a mediei. Sigur că înainte de acest lucru doresc mulțumiri speciale să adresez avocatului nostru, al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, avocatul Pavel, și desigur alături de textul nostru reprezentat, de asemenea prin domnul avocat Sibiru, ați realizat împreună foarte multe colaborări și vă dorim în continuare acest lucru să se întâmple, că avem nevoie de dumneavoastră în multe activități. Și felicitări pentru ce faceți, felicitându-o pe doamna Pavel pentru ce realizează în medicina școlară. Și nu numai, cât este un binom special care îl realizați în subiectul acesta. Sigur că în privința asupra suportului companiilor și ați văzut HTP Medical, Medisens, OMP, mulțumire speciale pentru susținerea workshop-urilor, de asemenea partenerii media, televiziunea română, care este alături și, așa cum se știe, doamna România Dănăilă este un partener foarte apropiat medicilor și principal activităților medicale și emisiunile de sănătate pe care le realizează și o felicită această dată. Sigur, sunt prezente de asemenea în program TV Live-ul, TVM-ul, Telemoldova Plus, care susțin acest eveniment și, desigur, în acest context, putem contura în viitor programele care le propunem și vom dezbate după amiază la ora 18 acest lucru pe la prin proiectele viitoare. Sau vom continua, poate, un dialog dintre noi mai apropiat pe timpul cocktailului și a cinei vestite pe care noi, pe medicina stomatologică, o facem, îl facem și cu invitația specială pe care o adresăm medicinii școlare și care, desigur, împreună, în vineri, seara, la casă, pentru cei care nu au putut ajunge la deschidere, cu precizarea că programul științific consistent prin conferințe, workshop-uri și comunicări orale își deschide în acest moment parcursul și să vă rugăm să luați loc în sală și să asistăm la magistratele conferințe. Întrucât avem un lider de opinie legat nu numai de zona de chirurgie noastră facială, dar de tot ce se cheamă pe management a verificărilor, evaluărilor, ce realizăm ca și evenimente, protocolul spune că începe cu un raport orice eveniment. O să-mi permiteți foarte pe scurt două cuvinte, pentru că nu are în deschidere, am prezentat acest lucru și care, după invitațiile bine cunoscute, rularea acestor conferințe care se axează pe teme de interes care vizează tehnologia de vârf și iată că managementul de asemenea este iarăși o abordare care a fost făcută pe timpul deschiderii și două cuvinte sigur acum le repet legate de acest lucru, dar la ora 18 le vom dezvolta în proiectul viitor. Conferințele magistrale cu care vom continua programul, așa cum se vede, pornește cu subiectul central al evenimentului, însemnând copilul. Și aici, sigur, rolul principal, din toate punctele de vedere, îl va avea
patologia paraparodontală este iarăși un subiect de mare interes. În cardiologie, de asemenea, ne axăm pe mare iarăși și avem convenință în acest sens. Reabilitate orale prin tratamentul ortodontice. De asemenea, venim la medicina paraparodontală, reconstrucția defectelor faciale, iarăși înseamnă un subiect important. Încheiem cu ziua de astăzi cu lansarea proiectului educației și profilaxiei. Urmând vineri, iarăși o temă pe care noi am putea o considera Covadis, medicina stomatologică din România. Iată o sinteză cum o vicepreședinte profesor Septimiu Cupian, mâine dimineață o va lua aborda. Tehnologii digitale, iarăși înseamnă mai motivă multor elemente. Prevenția, suntem iată pe subiectul central și chiar pe persoana care cu asta în facultate poate dezbate de la student la medic subiectul prevenției. Iarăși trebuie pe tehnici digitale, conceptul de calitate a vieții în medicina stomatologică, care și un subiect de mare interes în viitor, abordări care pacientului tânăr, prin prisma protetică și tehnologică, sănătatea ocupațională, un subiect de asemenea de mare interes și, bineînțeles, multiplele comunicări științifice pe seama acestor discuții. Întâi ziua de vine, calculorilor și de la vine, unde toată lumea este invitată la Teatru Național și, bineînțeles, mai departe, cine își propune să continue împreună cu medicii școlari la garantina pentru schimbul de impresii și discuții. Workshop-uri axate pe tehnici minim-invazive și respective utilizarea microscopului în abordarea spațiului ortodontic. Iarăși înseamnă un subiect de interes pentru dumneavoastră. Afișele au fost în acest sens realizate. Avem și cifre totale de la 16 conferințe, 14 comunicări și 2 workshop-uri și multiple alte cursuri pe care le facem lunar sau prin ONG-uri sau prin colegi și care dublează tot ceea ce acum ca și eveniment din un științific de vedere îl construim. Totdeauna profilaxia a stat și la baza multiplelor evaluări realizate în Iași și în județie, unde procentul se armonizează cu ce constatăm peste tot în România. Sigur că aici medicina școlară, iată, a fost prezentă la evenimentele multiple, cum se știe, pe care noi am realizat împreună în cadrul frumos al primăriei Iași și, în primul rând, cu domnul primar. Bun. Ca și raport, deja dezbaterea a fost realizată, invitând de bine pe medicii școlari să-și aducă un raport și nu numai având invitația realizată regională în Moldova. Asta înseamnă că președinții colegilor din Moldova, fiind aici prezenți cu multiplii colaboratori, multiplele colaborări realizate, de ore executive sau consiliile lor, le invităm și la 18, când lansăm proiectul și, bineînțeles, la dezbatere invităm să ia cuvântul pentru a ne spune ce raport sau dacă își propun să colaboreze în proiectul respectiv viitor. Bun. Deci este, sper, suficient de clar ca și schiță a evenimentului din unul științific de vedere. Cu acest lucru vreau să trecem la propunzisele conferințe de astăzi. Și o invităm doamna președinta Colegiului Medici și Stomatologi în România, doamna Proletto, doamna profesor de universitate, doctor prin Caterina Ionescu, cu titlul pe care și-a propus, centrat pe subiectul
viață al evenimentului. Mulțumim! Deja este exact opusul a ceea ce vorbim.
pe lângă faptul că anomaliile sunt deja existente, unele dintre ele, dacă e să facem trimitere la mecanisme etiopatogenice, ar putea să aibă implicații ereditare și și mai greu, da? Cu evident consecințe negative substanțiale și nu puține, uneori un corolar de consecințe și nu în ultimul rând și deloc de neglijat faptul că ne adresăm, cum vorbeam des, spre finalul perioadelor de creștere și dezvoltare osoasă și al sistemului dentar. Ca atare. Dacă e să luăm în calcul și faptul că procesele de creștere și dezvoltare sunt interrelaționare directă cu vârsta biologică și iată că în 1972 Bjorg ne și spune care sunt perioadele cele mai utile pe care și noi ar trebui și le speculăm în sensul bun al cuvântului în contextul tratamentului omului, în care ar fi acelea. Cea mai importantă ar fi perioada pubertară, greu însă de limitat ca timp. Cu aproximație ne putem raporta fete, ne putem raporta băieți la anumite intervale de vârstă. Dar ca să știm că începe azi la ora 10 se termină peste 2 ani la ora 11, este imposibil. Și totuși, n-ar trebui să pierdem această perioadă cu libertate, pentru că avem puseul maxim de creștere și atunci încă mai sperăm ca redimensionarea conservatoare a structurilor așa cu libertul maxilar cu prevedere osoasă. Și iată, vedeți bine că la un puseu de creștere rapid, așa cum se știe și cum este evidențiat și somatic în general, este prima perioadă pe care a copilului. Dacă e asta, vorbim și faptul că tratamentul ortodontic niciodată nu influențează procesul de creștere și dezvoltare, nici măcar direcțiile în care se îndreaptă creșterea și dezvoltarea, însă invers, da, procesele de creștere și dezvoltare, dacă sunt într-o direcție bună, fie și antagonică, să spun, prin normalului, dar pe o patologie ortodontică pot să ajung. Deci dacă mai știm și acest lucru și dacă ne aducem aminte că dacă dragoste nu e nu e parafrazând spusele lui Marin Preda, ar trebui să ținem seama că dacă crește nimic și atunci vine sacrificiul de dentar, trebuie să scoatem dinți ca să putem să facem locul urma pe care cu toții considerăm a fi mai importanți decât cei pe care îi scoate. Deci dacă nu ținem cont de toate astea, am vedea tablourul comparativ între anomalie și vârstă și la nivel de gravitate și la nivel de implicații, de consecințe dintre cele mai variate și complexe și, nu în ultimul rând, la nivel de reactivitate. Într-un fel, reacționează copilul mic, copilul în perioada pubertară, cum spuneam, și mă aștept la o reacție foarte mică și doar de tip apoziție rezorție și foarte bine de echilibru. Nu se păstrează între rezolție și apoziție în anumită vârstă și atunci mă aștept ca reactivitatea să fie mică și să am aceeași dată de succes sau acea speranță de rezolvare a ortodontică frumoasă. Ca atare, cu cât mai repede, cu atât mai bine, din perspectiva mea, și voi spune asta întotdeauna, pentru că inclusiv cu nepoata mea am avut acest, să zic, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, moștenește, evident, după data nu avea cum să moștenească de domnul că nu mai fac mea. Așa, o concluzie adâncă acoperită și când eu apăr din ce zic, ce vreau, am crezut că mor. Ambele. Am crezut că mor. Zic, Doamne, Dumnezeu, de ce nu fac? Mariana Păcurea are un copil. Din ce o să fie la noi în familie cu dinții ăștia? Îi preferam pe ei decât pe ei. Și am zis, uite ce este. Dacă tu ai să asculți și ai să împingi în dinți de câte ori ți aduce aminte cu limba și dacă te speli pe munții și mai faci și așa, că te-abia scosesem așa, dar
degetul sau lingoare dinspre oral spre vesicular. Nu mai are rugări, nu a dat prin cap, s-o pozez, să o aduc și să vedeți că este absolut perfect. Cred că e numai înainte. Glumind, totuși ăsta este adevărat. Ce poate să facă medicul în școală? Eu nu știu să vedem unde poate să facă. Educație pentru sănătatea orală. Am plecat eu, vreau să știți că la nivelul Colegiului Național am coordonat două programe, cel de național pentru prevenția carierei la copii, dar și cel pentru educație pentru sănătatea orală în școli. Mă gândeam că dacă am fi avut orientarea să facem pentru partener 1 și partener 2, era decis implementarea. Pentru că în unele situații nu mai poți, din punct de vedere oricum.
poate și o asta să facă fără niciun fel de efort medicul, stomatolog din școală. La fel, opuzia trebuie să fie foarte atentă în principal cât relațiile de opuzia în regiunea frontală sunt în raport de cap la cap. La mine, dacă sunt cap la cap, e în regulă. Tot confortul muscular, articular, o sosie, de acord. Dar la copil, oricum nu poate să se ducă spre opuzie inversă, fiindcă mai avem o seamă de elemente ale evoluției sistemului dentar, a sensibilității principal, înălțările de opuzie, dar ai de evoluția grupelor musculare, musculare dentare. Normativul în stâlp, starea de sănătate orală, și pentru asta am pledat și mă bucur că am reușit ca în 2017 să fie specialitatea de pedodonție, pentru că mă săturasem să aud, nu sunt importanți dinții de lapte, cu un cap, lăsați-mi în pace. Păi da, dar cum ai să cadă sănătoși și să lase locul lor celor care urmează să le ia locul deci petiților permanenți, asigurându-le cel puțin dimensional de posterior să agita în spațiu și cu totul e alta este să trece la un an de la apariție și să se întâmple migrările de-a lungul arcadei cu evident în chestiuni de consecutiv. Că oricărui om îi facilitez asemenea și dintre îi facilitez un lucru, se duce pe drumul ăla dacă se pare și îi spui că este mai ușor. Dializarea. Ea, știți, foarte bine ne reprezintă, de fapt, spațiile dintre dinții temporari spre sfârșitul perioadei de 5-6 ani, care nu trebuie să dau ceva decât faptul că, da, e bine, că au făcut aceste spații, pentru că înseamnă că cel puțin, nu, înseamnă că regiunea anterioară, acolo unde dinții permanenți sunt mai mari dimensional menționat decât temporarii, cu aceste spații au loc dinții frontali să se așeze fără niciun fel de problemă. Dacă nu vedem acest proces de diastilizare, e clar un semn de alarmă pe care trebuie să-și tragă medicul din școală, cu legătura cu specialistul și cu familia. La mama de specialistă. Altă problemă foarte importantă pe care poate să o vadă medicul la punctul de evoluție a sistemului dentar. Nu știu de ce. Chiar am zis că am să dau o temă de cercetare la doctorat. Nu știu de ce. Nu am citit nici foarte multe explicații în literatură. Canini temporași, cu pregătere canini temporari de evoluție, nu se atrasează. Câteodată nu se atrasează deloc. Rămân ca niște țăruși acolo și la autorul dinamici mandibular. Ori blochează în sens vertical, ori în sens transversal, ori conduc de cele mai multe ori mandibular, iată, într-o situație în care nu are niciun fel de intervenție de a dezvolta problematism mandibular adevărat, dar poate unul funcțional să devină anatomic dacă și alții și cum și voi nici răstul de tine, ca mine aceștia, se ocupă unii dinamici mandibulare corecte. Procesele de dializare ar trebui, în mod normal, spre finalul existenței fiecărui dintre temporar de arcadă, încet, încet să li se ducă rădăcina și să lase posibilitatea să vorbeze sub ei dinții permanenți. Când e așa, e foarte bine. Da, poate să fie această dializare foarte prematură și atunci, deci, foarte devreme. Și atunci este identic, aș putea să spun, cu situația în care exagerează. Aici nu mai se exagerează, dar pe ei, fără să fie obligați de cineva. Dacă este tactică, ea e rău. Că iată, patru canini temporari de asistență de arcadă, a venit băiatul acesta la 22 de ani. Ce să-i faci? Descoperi foarte târziu și spațiul nu mai este cel care ar fi trebuit pentru acești canini.
N-ai altă posibilitate pentru că toți ființii se prezentă, cum vedeți, are și mare legume, n-ai o posibilitate decât extracție. Ce înseamnă extracție? Înseamnă timp îndelungat, înseamnă investiție ca aspect financiar din partea pacientului și mai departe. Durata tratamentului, evident, nu mai mult. Dacă este atipic, uitați-vă. Dirijează această rezoluție, această inițializă atipică, a rămas o rădăcină distală, nu te gândi în direcția în care vreau eu să treci, adică tu premolar, pentru că așa, este inițializă. Și atunci, iar e un lucru pe care am putea să vedem și să îl și rezolvăm imediat. Despre consecințele distrucției sau extracțiilor ființelor de mare sau celor din zona de sprijin, nu știu să vă spun pentru că toți știți cât de importantă este această zonă și din punct de vedere sagital și din punct de vedere vertical și că ea, cât se distruge sau se pierde mai devreme, poate este mai rău, că poate să ajungă chiar și la prăbușirea ocluziei și de să controleze ocluzia adică acoperită din vina, din cauza acestor distrucții. Toți dinții pot să suporte consecințele unor extracții temporare, dar în principal, dacă aceste extracții ale dinților temporare se fac înaintea apariției molarului de 6 ani sau imediat după apariția lui, vă dați seama că are posibilitatea să migreze spre mezial, ocupă locul premolarului al doilea, unde se mai vină canalul original la arcada superioară, unde se mai vină premolarul al doilea la arcada inferioară. Ori mai vin și rămân în iluzie, ori în ectopie și se foarte simplu. Apropo de ordine și de cronologie, mă gândeam că am pus în tâmplă o să zică, dar ce v-am amintesc? Dar uitați-vă! Această fetiță ajunge cu unicisim central într-o evoluție aproape finală și nu își pune nimeni problema că celălalt e atât de mic și că... Aici este un diagnostic foarte ușor de pus. Pentru că, pe de o parte, unicisim central foarte rar sunt absenți din punct de vedere congenital. Și, pe de altă parte, în faptul că în această situație, radiografia va confirma ceea ce știm cu toții, vinovatul este din personalul funcției carnale. Ca dacă mai și lasă pe loc pintele temporar, te duci cu ochii chip și spui avem nevoie de radiografie doar ca să confirme ce am spus și ca să aibă profesorul bucur pentru intervenția chirurgicală asupra inților supranumerare. Deci ar fi fost foarte ușor de depistat acest lucru și de intervenit ortodontic cu măsuri simple. Doar poate facilitarea erupției pe verticale, fiindcă pintele își are erupția dacă are spațiu și dacă nu are obstacol, fără niciun fel de probleme. Același lucru aici doar că nu mai are pintele temporar. Dar tot un minte supranumerare vinovat și dacă bine mă uitați, din cauza lui, probabil că fi fost și acolo la maxima TGVT, pentru că prea există o simulare incisivă central, greu a venit pe arcadă, cu efort mare și cu anatomia regulată modificată, aș vrea să ne-am dorit nevoie de tratament de îndoit din timp. O acea situație în care am spus că dacă mai și rămân pe arcadă, cum e cazul aici, se prefigurează și ocluziei inversă, pe lângă faptul că avem incisivul central în incluzie, vedeți că tot ființii supranumerari, fără niciun fel de problemă, sunt de bine. Nu scoatem, după cum bine știți, incisivul central temporar, decât atunci când avem suficient spațiu pentru aliniere, ocazie cu care se reface intervenția și pentru dinții supranumerari. Adică nu chinuim copilul de mai multe ori. De ce? Pentru simplu motiv că s-ar putea ca fiind un coasa care rezultă în urma intervenției
care să fie mai bătătură, deci mai greu de răspuns pe lipsă de spațiu decât au fost părinții temporari ca și menținători de spațiu pe arcadă. O anomalie de incisiv lateral, în care natura și cele de creștiți foarte bine că în situația în care lipsesc incisivii laterali, sau nu, în situațiile mai bine zis, nu de puține ori, caminii vin lângă incisivii centrali. Asta este și atitudinea pe care ne dorim noi la anomalie, chiar și ca ei de distate, pentru că asta este mai biologic, mai bună pentru pacient decât să păstrezi spațiul între incisivul central și canin, să intervii chirurgical cu un implant și nu mă obligați să spun prea lucruri prea multe și frumoase despre implant. La fel, anomalie de incisiv, aici mai bine se vede de incisiv lateral, cu caminii care se angajează inițial, vor veni singuri, după ce se face extracția, când trebuie, deci a făcut de cronologie fetarea în funcție practicului, spre deosebire de situația în care aici nu sunt prezenți, nu s-au format, ci sunt incentrali la care interior. Asta este excepția regulii filogenetice, pentru că în zona frontală, zona incisivilor, la arcada inferioară nu pleacă ca și la arcada sau nu se formează ca și la arcada superioară incisivii laterale, ci incisivii centrale. Pare să că sunt cei mai mici dinți și că natura cerne, ce nu este foarte important în ea, dar descoperită la 20 de ani. Vă imaginați că e evident de luat în calcul o soluție mixtă, protecție chirurgicală, că nu se mai poate face închiderea spațiilor pentru cei doi dinți în februarie. Aceeași situație este și aici, unde prevenție este un camin de vora și cu un camin aproape orizontal, care dacă ar fi fost descoperit ceva mai devreme, nu știu, dar poate monitorizam și vedeam că fie extracția lui, fie intervenția ortodontică asupra lusei imunatică, acum evoluții, a ajuns până dincolo de incisivul lateral, aproape în contact cu incisivul central și poate să producă foarte multe rău. Ce spuneam puțin mai devreme, când vezi că sunt niște dinți mari, nu mai aștepți să-ți închipui că doar incisivul central sunt mari, ceilalți sunt mici. Toți dinții, de regulă, merg în aceeași direcție, spre dimensiune mare. Și atunci, dacă vezi că ai un incisiv central mai mare de 10 mm, deci trece de 1 cm, ești în fața unei dizarmonii de valorare cu incisivul și e cazul să monitorizezi permutarea dentară și să asiguri prin extracții dirijate evoluția sistemului dental, deci evoluția dinților, ajungând de final să extragi femoralul cu ca să poată să alineze canin fără să pui împăratul de rând. Iar un lucru care se poate face în colaborare medicilor, nu e condonat. La fel, axul de erupție. Este un caz, cum vă spuneam, al nevoatei mele. Ai spațiul, vezi că ai ieșit din linie și vrea să se ducă în altă direcție, fie exerciții cu spatula, fie exerciții cu degetul. Deci fie, dacă nu ai posibilitatea alta decât anumirii pacientului, un aparat ortodontic, în câteva săptămâni de zile, se face spatul articular și se depune. Altfel, angrenajul liber și strâng este la baza prognatismului articular funcțional. Toate lucrurile funcționale ar trebui să fie depistate și pot fi luate măsuri de reeducare funcțională în școli. Nu este greu, este doar nevoie de perseverență, de continuitate, de implicare și dorință ca să scape copiii de
dacă noi știm etapele evolutive ale condiției, adică să nu mai aștept ca după apariția dinților de lapte, dacă nu mai este de alt care să spun el că bine, da, să așa de simpatică, de simpatică, s-ar putea ca să-i dăuneze grav sănătății. Și atunci, în aceste situații, iată, ori avem o cozie deschisă, seamănă cu Cosmin Mordea, pentru jucatorul. Așa. Ori, dacă este de timp subicual, duce, împinge axul incisivilor interior spre anterior, traumatism mandibular se iei pe el și treabă și drumul lung ortodont scrie ca anterior. La fel de respirație, știți foarte bine că principală respirația orală de cauză obiectivă, da? Și evident în timp, în principal spuneam, are la rezultat cu presia de maxilar, prima ales. Dar nu îi spune nicio presia de maxilar, nici tot la ales. De ce? Pentru că în cercul acesta al tulburărilor funcționale, nu rămâne doar o funcție afectată. Se închide cercul uneori cu toate funcțiile alterate. Deci, dacă este de cauză obiectivă, adică în timp real, nu se răgască doar așa, rețineți că îndepărtarea obstacolelor din sfera orele urmată de reeducarea funcțională adevărată, asiduă, corectă și cu conștiinciozitate și responsabilitate elimină curtarea patelor ortodontice. Altfel, ce înseamnă? Că de la momentul la care s-a făcut intervenția orele, și organismul ar trebui să fie conștient de faptul că trebuie să trimită spre medicul școlar sau spre ortodont să îi explice ce are de făcut. Și medicul școlar trebuie să știe ce trebuie să facă. Altfel spun, am văzut copii câte 90 intervenții în sfera orele pe vegetația de mână, cu aparate până la 20-20 de ani și fără rezultat. Fiindcă se refac, cauza e temporar eliminată, dar circuitul feedback la nivelul spației cerebral nu e știut să facă. Engrama a rămas, noi ne facem că trebuie. Să se reobligem pe picioase, s-ar putea vorbi până mâine și, cum să spun, imaginația copiilor este atât de mare și atât de bogată și diversă, însă ce trebuie să știm este faptul că uneori ele e bune. Obiceiurile religioase nu sunt întotdeauna rele. Apropo de ceea ce spunea puțin mai devreme, că nu ai să înveți să tragă de dinți în sens al anilor posterior când ești în fața unui retrovenții și alta e să tragă de dinți când ești în fața unui retrovenții. Asta, ca exemplu, de aceea e nevoie de medicul școlar ca să avem informații despre suge medicul. Suge, dar poate să sugă așa, poate să sugă așa, poate să sugă așa, în tot felul de modalități. De aceea trebuie să afli ca să știi cum se intervii și ce se intervii copilul. Cred foarte mult în decolcarea obiceiurilor funcțioase prin al convinge pe copii. Cu atât mai mult, cred astăzi, cu cât bagajul de cunoștințe și genetic și informațional al copilului este uluitor. Îl vedeți că e frumos ce muză inferioară în spatele incisivilor are? Săracul de el și să vrea, nu poate să facă singur. Și trebuie să fie ajutat, trebuie să-i se explice, trebuie să se vizualizeze în oglindă, ca să-și vadă și rezultatul muncii. Iată ce spuneam puțin mai devreme. Fiecare cu depinderea lui. Am văzut într-un an mai lucrat cu fetiță care avea o maimuțică și sucea coada maimuței, dar avea impresia că este lapte.
o vedea cât mai exact numită, s-a vedea despre mână, ea vedea jos mai mulța și cum se uita și mai rău. Vedea cuvița aia plină de lapte imediat. Așa că de asta spun că e bine să facem pe copiii pe noi și nu o să vedem telefon mai acum. Trebuie să nu uitați să mai simt de ce. Nu uitați să mai simt telefon. Și tot mai să face. Despre funcția masticatorului e același lucru. Cu toți importanța pe care va avea alimentația naturală. Dar nu este exclus, mai ales în timpurile moderne, alimentația artificială se ia. Trebuie să fie vizualizată, analizată, evaluată din perspectiva. Uiți să mai înghiți sau nici nu reușești să măcar o parte din alimentele de durez, ele deja sunt în sistema celălalt care e desfiguritos. Trebuie lucrat cu copiii și ca localizare și în ceea ce privește consistența. Toate aduc un plus pentru musculatură, pentru autocurățire, pentru sistemul parodontal, pentru tot. La anomaliile automasculare, ce se mai vorbi? Ar trebui să avem un corpul cât de cât format în facultate, cât de cât cataclou tipic pentru anomaliile, măcar scheletale mari, să știm cum arată, pentru a vedea direcția în care se îndreaptă o situație sau alta. De ce? Pentru că putem să surprindem parcursul evolutiv al unei anomalii și iată, spune Loret că această intercepție ortodontică ar trebui să